Astăzi am adus cele mai tari limuzine de pe Mapamond și anume noul BMW seria 7 și noul Mercedes S-Class. Revenim la vlogurile noastre cu care v-am obișnuit cu ultimele rachete de pe străzi și astăzi, chiar dacă avem un vlog separat cu BMW i7, o să spunem imediat de ce este versiunea electrică, și avem separat un vlog și cu Mercedes S-Class, însă astăzi nu vorbim despre mașini individual, vom compara absolut tot ce știu ele două să facă și vom concluziona care ni se pare nouă mai tare. Cu siguranță o să avem nevoie și de părerea voastră în comentarii, însă acum dăm drumul la Mercedes S-Class 2023 versus seria 7, tot 2023. După ce am văzut în comentarii la vlogul din decembrie, atunci când a apărut această mașină și am testat-o, cred că în premieră în România, am primit foarte multe comentarii controversate, cum ar fi că această formă este urâtă, cum că mașina asta nu mai este ca vechiul seria 7, The 7, care arăta puțin mai bine pe design. Părerea mea este că nu suntem noi obișnuiți cu versiunea asta de seria 7 încă, este prea nouă, prea diferită pe stradă și chiar dacă are un bot care e cam cât capul meu, așa, grila cel puțin, mi se pare totuși o mașină specială, o mașină impunătoare, o mașină la care se uită toată lumea pe stradă. Cât m-am plimbat până acum pe aici, prin cartierul ăsta, efectiv toată lumea a întors capul după ea. Iar după cum se poate vedea după numerele de matriculare, vorbim de un vehicul electric. În vlogul acesta vreau să fie clar, pentru că știu că ar fi urmat să fie câteva comentarii, noi nu testăm motorizările, deci nu comparăm motorizările, este vorba de un S-Class și un BMW seria 7/i7 electric. Deci nu vorbim, excludem complet motorizările, vorbim din punct de vedere al limuzinei și a felului în care se conduc și poți fi condus pe locul din dreapta spate, evident. Nu-mi vine să cred de când am filmat noi cu mașina asta ultima oară, era nou-nouț atunci, avea până în 100 de kilometri în bord, cred, are 14.000 de kilometri acum. Deci te poți baza și pe o electrică, dar tocmai pentru că mașinile astea limuzine fac kilometri atât de ușor, trebuie să fii sigur în cazul în care cumperi o mașină puțin mai veche că o verifici înainte și nu ți iei țeapă cu kilometri. De ce? Pentru că un seria 7, un S-Class, este predispus să ne face foarte mulți kilometri. Tocmai de asta poți să-ți las un link de 20% pe Car Vertical unde verifici și tu mașina. Cu genul ăsta de mașini poți face mii de kilometri pe lună fără niciun fel de problemă, iar un raport Car Vertical pe lângă rulaj îți arată și poze la începutul raportului cu daunele pe care le-a suferit mașina, dacă există, sau din alte anunțuri în care a fost listată. De asemenea, găsești și situația financiară și juridică ca să vezi dacă mașina a avut un leasing activ sau nu. Pe lângă asta găsești valoarea de reparație a daunelor puțin mai jos și raportul se încheie cu specificațiile tehnice împreună cu titlurile de proprietate ale mașinii. Rapoartele de pe telefon arată super bine, după cum se poate vedea aici, au primit un mare update. Fii sigur că apeși pe linkul din descriere sau primul link din comentarii pentru aplicare reducerea automată de 20% și acum cred că este timpul să vedem cât de bine se conduc aceste două mașini. Mercedesul, în schimb, își păstrează aceeași siluetă cu care am fost obișnuiți și din punctul meu de vedere are un mic dezavantaj al anilor. De ce? Pentru că acest model a apărut în anul 2020, iar seria 7/i7 a apărut în 2022. Dacă vreți, BMW ar fi avut un pic de timp să fure ce a văzut pe noul Mercedes S-Class și să îmbunătățească ca să vină cu o versiune puțin mai avansată. Totuși, eu cred că mașinile astea sunt egale din punct de vedere al tehnologiei. Mercedesul a reușit încă din 2020 să vină cu ceva funcții super tari pe care le vom testa, apropo, la ambele mașini la interior. Până una alta, vreau să vă prezint un pic această versiune de S-Class. Nu este același S-Class cu care am filmat vlogul de acum un an jumătate, dar cel puțin la fel de dotat, dacă nu chiar mai dotat la interior. Avem dotarea asta cu farurile Digital Lights, unele din cele mai inteligente faruri de pe piață în momentul de față. Cele de la BMW seria 7/i7 nu știu dacă sunt chiar pe picior de egalitate, dar ar trebui să fie totuși. În schimb, ce e de menționat este că la asta arată ca niște faruri normale, iar la cealaltă avem faza scurtă, adică LED-ul, jos și poziția sus, cu aceste cristale care, apropo, se aprind, flicăre, se fac în toate felurile numai când mașina simte cheia în apropiere. Acum, mașina asta, dacă vă vine să credeți, S-ul este mult mai ușor decât este BMW-ul seria 7. Dacă am fi vorbit de un model 740i, greutatea ar fi fost undeva la 2 tone 200 goale. Mașina asta are fix 2 tone goale, deci tot este o diferență de 200 kg între versiunile cu motoare termice. Dar ce credeți? i7-le are 2 tone 600, este cu 600 de kg mai grea acea mașină decât este aceasta. Și tocmai de asta mi se pare că nu este atât de sprintenă precum te-ai aștepta la 544 de cai, dar asta vom vorbi mai mult de la interior, odată și cu testul
testul de confort, testul de la volan și toate tipurile de teste, pentru că asta va fi cea mai interesantă parte a vlogului. Seria 7-le a venit în plus cu aceste funcții mai futuriste, de exemplu, să deschizi ușa din buton, ca atunci când apeși frâna, atenție, să se închidă ușa și tot felul de alte nebunii pe care le-am prezentat și pe primul vlog. Designul, dacă ne uităm puțin la interior, pare 2023, adică se simte update-ul tehnologic, se simte upgrade-ul față de ultimul model de seria 7 la interior. Nu cred că are cineva cum să blameze această mașină. La exterior înțeleg că nu poate să-ți placă design-ul, dar la interior arată absolut spectaculos. Această tabletă care, din punctul meu de vedere, împrumută ideile de la Mercedes, chiar dacă acum S-Class-ul are cu totul alt design, revenim imediat și de acolo, dar totuși arată foarte bine, este îndreptată spre tine, îți dă acea senzație de 3D, deși nu are un sistem așa cum are Mercedes-ul, dar unde vreau să ajung era mai mult la volan. Volanul arată foarte asemănător cu cel de la Mercedes, deci au început să le facă super asemănătoare, aproape la fel de groase, ambele arată extrem de bine, chiar dacă aș merge un pic mai mult după designul de la Mercedes. Sunt aproape la fel, dar Mercedes-ul parcă a făcut o treabă puțin mai bună. Plafon din Alcantara, interior alb, exact așa cum mi-aș configura și eu mașina asta în cazul în care aș avea câteva milioane de euro în plus. Și acum hai să trecem în Mercedes, să vedem cum se prezintă și ăla. Și am trecut și la interiorul de la Mercedes, care se păstrează foarte, foarte bine, adică aș putea spune că îți dă un vibe puțin mai premium din punct de vedere al materialelor. Vă spuneam în primul rând volanul. Mi se pare că Mercedes a fost primul care a venit cu stilul ăsta de volan. Mi se pare că Mercedes a venit prima oară cu tipul ăsta de design al volanului și chiar se simte foarte, foarte bine. Designul de la interior parcă se păstrează un pic mai simplist. S-Class a ales de data asta să lase un singur display aici și un singur display aici. Nu a mai continuat cu un display pe mijloc pentru navigație, cât și pentru bord, dar acum a făcut treaba asta BMW-ul, adică practic au făcut schimb un pic de design. Avem sistemul Burmester, după cum se poate vedea, foarte important, aceste boxe de pe uși care, evident, ia să vedem, se și rotesc, exact cum era și la modelul meu vechi de E-Class, și luminile astea ambientale care, uitați-vă cât de puternice sunt, chiar și ziua, în mijlocul zilei, se văd super, super proeminent. Se văd mai bine decât în BMW, cu siguranță. Acum, unde nu pot să mă decid complet, este din punct de vedere al confortului scaunelor. Deci scaunele la ambele mașini sunt senzație. N-am ce să zic, chiar nu știu ce să zic. Acele scaune arată mai futuriste datorită formei, mai ales cum se vede din spate, dar fotoile de S-Class sunt fotorii de S-Class. Mi-e greu să fac această comparație, nu știu ce a să alege neapărat, dar cu siguranță ambele sunt de nota 10. Ne-am așezat pe locul VIP-ului, unde începem prima oară în BMW seria 7, avem foarte, foarte mult loc. Ca paranteză, nu mai există versiunea long sau versiunea scurtă la BMW seria 7, însă toate acum vin lungi. Okay. Adică asta este versiunea standard cu suficient de mult loc în spate. După cum puteți să vedeți, am picioarele complet întinse. Am pregătit la ambele mașini scaunele de pe față complet pliate ca să avem loc. Gândiți-vă că sunt destul de înalt, am 1.86 și am suficient spațiu aici. Vă spuneam de forma scaunelor ăstora, care arată foarte bine. Se văd că sunt mai noi ca design decât sunt cele de la S-Class. Și de asemenea, avem și jucăria asta aici, poate reușesc să te apropii un pic, și anume ecranul, care este la fel și pe stânga și pe dreapta. Mi se pare foarte tare că poți să setezi de aici să se închidă trapa, după cum se poate observa, noi vrem să o dăm înapoi, evident. Poți să setezi, evident, luminile ambientale din mașină, poți să schimbi modurile. De asemenea, modurile sunt foarte importante, de care vă spuneam atunci când am prezentat prima oară mașina asta, cum ar fi Relax, Expressive, Digital Art, Personal și așa mai departe. Acum nu se vede foarte bine pentru că nu este pornită mașina și nu este noapte. După cum vă spuneam, la S-Class parcă luminile ambientale sunt ceva mai puternice, dar și în mașina asta este o adevărată experiență atunci când călătorești pe scaunele din spate. Mi se pare foarte, foarte mișto și configurația asta de alb. Uitați-vă la textura pielii, cât de frumoasă este, ce cusătură are și cât de frumos se văd găuricile astea de piele perforată în ea. Plafon din Alcantara, exact așa, după cum vă spuneam, mi se pare că este configurația perfectă pentru un i7. Hai să vedem și cum stăm în S-Class acum. În S-Class am cel puțin la fel de mult loc. Este versiunea long, după cum vă spuneam. S-Class există și versiunea scurtă. Se poate vedea că este versiunea long și contează foarte mult. Nu cred că ai rost să-ți iei un S scurt pentru că este la fel de puțin loc cum ar fi într-un E-Class în spate. Avem și treaba asta pe care putem să ne punem picioarele, dar nu vreau să o murdăresc. Deja am murdărit-o, ești nebun. Și un lucru pe care nu l-am găsit la seria 7 în acel display, poate nu m-am uitat eu bine, dar nu am găsit cum să modific scaunul din față. De exemplu, acum dacă noi umblăm la ăsta, selectăm scaunul din față și putem să umblăm de aici fără niciun fel de problemă, să ne-l tragem înapoi sau să-l împingem complet în față. De asemenea, avem toate setările de aici, cum ar fi răcirea. Wow, a și pornit, ce bine e! Încălzirea, memoriile,
și așa mai departe. Un lucru pe care nu l-am găsit în seria 7 este tableta. Tableta care la versiunile vechi de seria 7 exista mai mereu. Așa arată și tableta de la Mercedes. Seamănă și de fapt nu seamănă. Cred că este un Android cu siguranță, un Samsung. A, scrie și pe aia că este Samsung, evident. Nu am găsit asta la seria 7. S-ar putea să fi renunțat la această opțiune, dar la seria 7, de fapt, dacă stau să mă gândesc, în cazul în care găseam opțiunea cu display-ul, cu televizorul din spate, cred că aveam și mai multe funcții de multimedia. Ca scaune, mi-e greu să mă decid iarăși să vă zic care fotolii sunt mai confortabile. Cele de S-Class parcă sunt puțin mai late, adică distanța asta de aici este mai mare decât este la seria 7 și îmi place că sunt curbate așa în jos. Nu știu să vă zic sincer, arată foarte bine și se simt foarte bine la atingere amândouă. Aș spune că mai degrabă pe culoare îmi place mai mult la seria 7 pentru că este deschisă și iarăși pielea perforată parcă arată puțin mai bine, însă dacă e să o luăm strict ca fotoliu, cred că S-Class-ul câștigă. Designul de la seria 7 la spate, cel puțin mie îmi place un pic mai mult decât la Mercedes, pentru că arată mașină mai rea, mai grav așa. Uite de cum arată difuzorul ăsta, că arată ca cele modificate, cum vă spuneam mai de mult că BMW începe să facă mașini de fabrică, așa cum le vede modificate la proprietari nebuni la modelele vechi. Glumim. Nu este chiar așa, evident că designerii de la BMW se pricep mult mai bine decât noi. Una peste alta, spatele arată foarte bine, culoarea arată și iarăși foarte, foarte mișto, este o culoare de fabrică. Poate că sunt eu nebun, dar știți că sunt foarte mulți care ne-am colantat mașinile negru mat, obsidian black și uite că acum întâlnim culoarea asta direct ca vopsea de la producători și nu mai trebuie să o colantăm. S-Class-ul s-a schimbat foarte mult forma veche, a venit cu o îmbunătățire destul de mare pe partea de design. Unii sunt mai mult fan spatele vechi de S-Class pentru că și el are hazul lui, mai ales faceliftul, alții spun că spatele ăsta de S-Class arată mai bine. Așa că spuneți voi în comentarii care vă place mai mult. Bun, am trecut în S-Class prima dată la volan, îl avem pe fratele Vion în spate pe care îl conduc ca un barosan acolo. Trebuia să fie invers, însă am zis să mă pun puțin la volan ca să putem să comparăm după aia și cu i7-le. Ținuta de drum la S-Class este puțin mai moale. De la prima atingere am simțit chestia asta, pentru că este vorba de Mercedes și pernele de aer de la Mercedes ar trebui să fie printre cele mai confortabile după Rolls-Royce sau după Bentley, dar mă rog. V-am spus că este vorba de o versiune lungă, după cum se poate vedea în spate, este suficient loc și chiar poți să încerci să îți împingi scaunul. Ia să dau eu ochelarii de aici. Ce nu găsim pe i7 este că atunci când virăm stânga-dreapta, simțim cum mă împinge din lateral pernița, care nu există la BMW funcția asta și mi-aș fi dorit. După cum am spus, îmi place că Mercedes a schimbat stilul și practic a venit acum cu o tabletoaică mare de tot aici, care are și un format 3D. Ceasul e la fel pe o singură tabletă aici, fără continuitate cum era la modelele precedente, dar îmi place foarte mult funcția asta de 3D, ești nebun. Mi se pare tare rău de tot. Nu știu cât de mult puteți să vă dați seama de pe cadrul acesta din bord, însă în realitate se vede efectiv cum iese... Cum ies ceasurile către tine, mi se pare tare rău de tot că poate să fac chestia asta fără să mai purtăm ochelari. Și că ziceam de perne, acum am intrat pe un drum puțin mai prost, să spunem așa, și fiecare denivelare este înghițită incredibil de mașina asta. Nici măcar nu simți că suntem pe un drum accidentat. Ia să vedem acum la speed bump ăsta. Da, e mult mai mare decât la seria 7. Head-up-ul, iarăși, mult mai mare, mult mai lat, mult mai multe informații decât este la BMW. BMW-ul are tentativa de a păstra head-up-ul acesta aproape la fel încă de la E60 încoace. Și dacă în deșteptarele noi ai văzut aproape același head-up cum e la E60. Da. Adică n-ai mai multe informații, doar că arată un pic mai frumos fontul. Dar la... știi că și la asta sunt 3 modele acum. Și cum umblu la ele? Poți să apeși pe căsuța aia după volan. Asta? Da, acolo. Și poți să-ți modifici inclusiv bordul și dacă dai în sus, uite, modifici ce vrei să-ți apară pe head-up-ul. Aha. Vezi? Uite, afișajele. Wow, ce șmecher. Toate afișajele. Ia, sportiv. Mamă, cât de mare ăsta, e nebun. Nu știu dacă voi puteți să vedeți pe cadrul ăsta din bord, dar e imens. Imens, efectiv. Deci, cred că ar fi chiar confortabil să-l dai un pic mai încet, mai mic, dacă ai cum. Cred că se dă. Știi? Că și probabil că se poate. Și de luminositate. Wow, deci bordul ăsta pe modul sport. 3D, vezi efectiv cum se adâncește linia asta roșie. Tare rău de tot, n-am să zic. Din punct de vedere al ecranelor, cred că S-Class-ul este peste seria 7. Și după cum vă spuneam, seria 7 a adaptat oarecum stilul ăsta de tablete de la Mercedes, pentru că mi-aduce foarte mult aminte de interiorul de GLE Coupe, care la BMW mai nou se pune și pe faceliftul de la X5, X6, X7 și tot ce înseamnă modele mai noi de 2023. Bun, acum de la, așa ca proprietar de S-Class, mergi cu mașina asta zi de zi, ai mașina asta, practic o folosești daily. Ai fost și posesor de BMW seria 7, nu de modelul ăsta până acum, deși s-ar putea să fii, însă spunem despre mașina asta,
ce ți se pare în minus față de un seria 7? Pentru că te-am plimbat un pic și cu aia mai devreme și ai văzut cam care e diferența. Nu pot să spun exact pentru că sunt total diferite ca și mașini. Adică BMW-ul este din toate punctele de vedere, părerea mea cel puțin, mult mai sportiv decât Mercedes-ul, din toate punctele de vedere, inclusiv cum stai în scaun, cum stai la volan, cum ia curbele, cum se lasă mașina. Păi absolut orice, mi se pare că e total diferit față de Mercedes. Pe insonorizare, iarăși, Mercedes-ul când totul este închis, strapă, tot, se pare că e bombă, ești nebun, nu se aude absolut nimic nu și se aude ambientale mașina. Mi se par mult mai și ambientale mai puternice. Este diferența dintre Mercedes și BMW, a fost întotdeauna, dar BMW-ul mi se pare că a venit cu mai multe funcții pe partea de multimedia decât a venit Mercedes-ul. Dizbrizuri de-astea așa tehnologice decât Mercedes-ul. Au avut și timp de unde să ia ca să-l facă cumva peste. Exact, pentru că întotdeauna asta vorbeam și cu el înainte să începem vlogul acesta. Mercedes-ul a scos modelul următor la 2 ani diferență față de BMW, adică Sceptarul și S-Class-ul nu apar în același an, ca să poți alegi în mod exact. Deci bă, pe a apărut S-ul nou și a apărut seria 7 nou, ce-mi iau? Acum ești prins undeva la mijloc, știi, bă, aștept modelul nou de BMW seria 7 sau aștept modelul nou de S-Class. Până să apară modelul de seria 7 nou, nu avea competitori S-ul ăsta. Adică nu poți să compari cu modelul ăla. Tu știi când am făcut vlogul precedent cu celălalt S-Class, da. L-am avut tot generația asta. Exact, da. Care l-am luat primul și a fost varianta scurtă și nu mi-a plăcut, că de-aia am și vândut-o. Și asta a fost chiar când a apărut, în 2021. Uhum. Asta care am luat acum fiind nouă, aveam opțiunea să pot lua și seria 7 nou, dar nu am putut să fac switch-ul ăsta. N-ai putut, a? Nu, pentru că mă simt mult mai bine în Mercedes decât în BMW. S-ul e S întotdeauna. Eu te înțeleg, știi, că tu ești și obișnuit cu Mercedes și tu când spui limuzină te referi la Mercedes. Mai puțin la BMW. Exact. Uite, acum am ajuns pe un sector de drum puțin mai întins, iar mașina asta la drum lung se așează. Hai de capul meu, e o plăcere efectiv să faci kilometri pe bandă rulantă. Ambientalele, după cum spuneai și tu, sunt mult mai puternice. Care știi că sunt tot opționale, cele de sus, dacă îți mai aduci aminte și poți să te uiți la vlogul de înainte, care l-am făcut primul. Nu avea alea de pe nu spate. Avea, nu le avea paste, late, le avea doar pastea de jos, dacă vezi, în partea de jos. Aha, uite aici, okay, pe uși okay. Doar și la tine în partea de jos a bordului. Da. Adică cele subțire, astea sunt Ambient Plus, care la fel, sunt opționale, trebuie să le cumperi. Vezi, cu suspensia pe confort, e un pic mai wobbly, așa mai barcă decât e seria 7. Așa. Aia și pe confort e mai exactă, mai fixă, știi? Mai țapănă. Mai țapănă, da. Chiar dacă e mare și e mai grea decât asta, e mult mai grea, exact. O simți mai ușoară, nu între ghilimele, chiar o simți mai ușoară decât asta, știi? Mă uitam, chiar asta vorbeam mai devreme, referitor la culorile lor. Culoarea aia care o are seria 7, mat de fabrică, da. Este... vine perfect pentru mașina aia. Da. Nu știu cum să zic. Nu ar merge pe mașina asta. Păi de asta își colanta lumea înainte BMW-urile și le colantau mate. Negru mat, gri arată mat. De acolo este, din filmul ăla. Mașina asta pe culoarea aia n-ar avea niciun sens. N-ar avea niciun sens. Asta trebuie să fie elegantă, trebuie să fie simplă, trebuie să fie la locul ei. Maxim ce i-aș face eu vreodată, aș face o full neagră. Să-i scoți cromul. Tot cromul, da, atât. Da. Dar să-i fac un colan mat, nu aș vedea de ce. N-are niciun sens. Nu. Poți să stai acolo 2000 de kilometri? Da, lejer. Bine, ne mai oprim, ne mai astea, da. Ne oprim pe la Pandor, facem o cumpărătură. Mai bem o cafea, Asta zic. Stai foarte bine, n-am ce să zic. E prima dată când stau în spate, ca să știi. Serios? E prima dată când stau în spate, mașina mea. N-am și de pe tableta aia ce poți să faci? Am văzut că poți să schimbi culorile de mașină, poți să schimbi muzica, poți să mă conectez la internet, am Google Chrome, mail. Ai pe ea mail și toate alea? Da, absolut tot. Calendar, mail, gallery, poate să facă și poze, văd, tableta. Uite, oarecum S-ul s-a luat după Sceptarul vechi de la chestia asta, că a apărut prima oară pe Sceptar. Da, aia a fost, pe G12, Samsung. Pe G12. Da. Mai la mod acum este pe să ușă. Ai pe ușă, da, acolo, da. Să ai display, da. Nu știu dacă la modelul, la seria 7, nu știu dacă la modelul cu ecran ai ceva în plus. Nu sunt sigur, să nu vorbim greșit pe vlogul ăsta, dar... Nu știu nici eu, că nu m-am documentat așa mult. Bă, dar ce liniște e, frate. E liniște rău de tot, nu se aude nimic de afară. Chiar vreau să vedem acum diferența când ne punem în seria 7. Bă, dar cum plutește, frate. Da, ermatic, așa se numește suspensia. Ah, ermaticul de la Mercedes. Da. Mamă, mă înghite parcă fiecare de nivelare așa.
Da, merge într-un fel, n-am ce zic. V-am zis, nu comparam motorizările pentru că nu are niciun sens. Asta e cu motor termic, aia este cu motor electric. Nu vorbim despre chestia asta, vorbim despre strict cum se conduc. Atât la mașina asta, cât și la mașina aia, virează spatele când ești la viteză mare în curbe, în același sens al roților din față, când ești la viteze foarte mici ca să întorci mai ușor, în sensul inversul roților din față. La seria 7 se întâmplă la fel, însă la asta știu sigur, pe testate, că virează mai mult spatele decât virează la aia. Da. Adică se învârte roata mai mult, că seta de direcție are unghi de bracaj mai mare. Exact. Dar fiind varianta long, nu se poate vira la unghiul de 10 grade, adică la maxim, cum vira varianta scurtă. Aia vira și mai mult, nu? Da, vira maxim. Asta virează la 4,5 grade, e mediu. Aha, ok. Deci asta se poate ori opțiunea asta de 4,5, ori deloc. Sunt două variante la varianta lungă a mașinii. E talent și mașina asta, n-am să zic. O fi o fan BMW, dar când vine vorba de siluetă, de drum, de confort, de cât reziști la drum lung mai mult, că despre asta e vorba, fără să simți, Mercedes-ul s-ar putea să bată un pic. Hai acum să trecem și în i7, să vedem cu cât de mult este mai sportivă. Și așa am trecut și în seria 7. Te-am pus în aceeași poziție, ca să măcar să facem o comparație concretă. Da. Ai spus așa cu un ton de ăsta. Da. Da. Zi, hai. Să precizez că într-adevăr stai mai confortabil decât la modelele precedente. Sincer. E bancheta asta mult mai moale, îmi place. Deci țin să menționez că stai mai confortabil decât la modelele precedente, nu decât în S-Class. Nu decât în S-Class, dar ca la modelele precedente seria 7 cu siguranță stai mai bine. Așa. Este foarte moale. Ce nu mi-a plăcut este faptul că scaunul trebuie să-l tragi tu de în față, să te întinzi peste... Da, nu am găsit, poate găsești tu pe display-ul ăla acolo, nu dar... Nu este! Să poți să mut scaunul din față, da, asta mi se pare și mie ciudat. Adică poate că nu e opționată mașina cineva, asta. Dacă ai pe cineva, trebuie să te arunci peste el acolo, să-i mici scaunul. Uite așa! E ciudat, nu știu, mi se pare aiurea. Da, și mie mi se pare ciudat, dar repet, poate nu este opțiune există, pusă. Există, cred că un pachet. Există, pentru da. Pentru asta, că văd că nu are nici de pus piciorul ca la S-Class. Cred că pachetul ăla de 10-15.000 de euro, nu mai știu cât e, care e cu tot cu display-ul de sus, vine și cu aia și vine și cu asta. Oricum, nu pot să zic că e frumoasă și trapa asta. Adică da, nu îmi e, place modelul ăsta. Nu îmi place mas, mult. Nu e mas need ecranul ăla, din punctul meu de vedere. Ia uite cum stă pe viraj. Vezi, despre asta vorbeam. Ia uite. Da, mă, BMW-ul e... Deci, e evident și e greu să explici pe cameră. E vorba că atunci când le conduci pe amândouă înțelegi care e diferența. Pe asta efectiv la cât de barcă e, vine să mă bag în viraje, scaunele astea mi se par foarte frumoase. Foarte șmechere, mai ales cum le vezi tu din spate de acolo. Mi se par demențiale. Și cu carbonul ăla care sigur e opțional. Ai că am dat-o și pe asta pe sport. S-au aprins ambientalele cu astea roșu, aici, da. Cu roșu și cu albastru. Dar în spate aici pe ușă n-am niciun ambiental? Am decât la scaunul în față așa puțin sub. Da, corect. Vezi, întotdeauna. Plusuri și minusuri. Încă o chestie interesantă. Bine, aici am zis că nu vorbim de motorizare, dar mi se pare foarte tare chestia asta. Suntem pe o funcție inteligentă în care ea este pe modul drive și nu intră în modul de regenerare când iei piciorul din frână. Merge ca o mașină cu motor termic. Dar dacă vede că mașina din față frânează, intră automat în modul de regenerare. Ca să ajute? Uite, ăla frânează, da? Nu, acum nu frânează. Ea nu vede că mașina se oprește. Eu dacă iau piciorul din frână acum, ea curge la fel ca o mașină cu motor termic. Normală, da. Dacă ăla frânează în fața mea, stai să ne apropiem un pic de el. Deci acum, eu nu apăs frâna, da? Ea începe și frânează singur acum. Adică își folosește modul, ăsta o să pună frână, cred, în curând. Uite. Am văzut deja, oricum. Ea își folosește modul de regenerare numai atunci când vede traficul că se oprește. Exact. Poți să o treci, așa și acum mereu faci. Da. În continuu. Vezi? O, adică, dar fuge puțin. Fuge. Vai de cum simți cuplul la mașina asta. Da, asta zic. Dar, repet, nu este o comparație concludentă, pentru că vorbim de o mașină electrică versus o mașină cu motor termic. N-am avut posibilitatea să spun să găsim un BMW seria 7 4.0 diesel. Și mai am o curiozitate. De exemplu, dacă apăs în greșeală pe butonul ăsta de deschis uși. Am dat și niște semnale de avarie, ai văzut? Cum a, ce frumos se aprinde, da? Da, se aprinde frumos rău. Foarte mișto asta. Și, și asta are un vibe de mașină premium pe partea de tehnologie, adică e, aș spune că un pic peste gen ca și cum e gândit designul, dar nu-mi place că nu avem ambientare, cum ai spus tu, pe spate și că avem doar aici. Dacă am fi pus asta, care arată criminal, arată foarte s-o fi pus și acolo,
cred că era top. Dar știi că și la S-Class, de exemplu, dacă stai cineva fața sau dacă simte obstacol, vrei să faci o depășire, ca exemplu. Da. Și nu te asiguri sau vede că e linie continuă și tu ai tras stânga fără semnal, fără nimic, te trage și înapoi pe bandă, dar toată ușa ta și bordul în față îți dă flash cu roșu. Mamă. Exact ce zici tu, asemănător cu avariile de la ea. Da, 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 știu la ce te referi. Deci cumva ele tot duc în aceeași zonă de safety, exact, și de măsuri, exact, de siguranță. Exact. Da, știu. Uite, de vezi, exemplu, vezi ce spuneam? Ai la altă, ai simțit? Se lasă, da, din stânga, între alte mai barcă un pic. Asta e mai exactă, știi, o simți ca o mașină mai sportivă. Exact, mai sportivă. Întotdeauna BMW a fost mai sportiv. Ce spuneai de ușă? De ușă, mă refer dacă, de exemplu, ar apăsa cineva din greșeală pe butonul ăsta, de deschis ușii. În mers? Pentru un copil, mă refer. La păi, cred că se blochează aici. Automat. Se blochează? Sigur se blochează. Adică poți să-l atingi, văd în poziția asta, inclusiv cu piciorul. Da, înțeles? Da. Să-l atingi cu piciorul din greșeală, ce faci? Se deschide ușa? Nu cred. Nu cred, în mers el puțin nu. Dar ai văzut că eu acum am observat, avem 3 butoane de închis ușa. În funcție din ce poziție ești, să-ți fie mai aproape. Da, e unul jos, în mine, aici. Unul sus și chiar al treilea. Mai asta? Da. Acum, în cazul în care sunteți în situația de a alege fie noul BMW seria 7, fie noul S-Class și ar urma ca mâine să mergeți să dați banii pe una dintre cele două mașini, părerea mea este să mergeți strict către cea care vă place mai mult. Acum, în vlogul acesta, sper că am dezbătut una alta lucruri care ar putea să vă influențeze în a face o alegere, dar dacă sunteți fani marcă BMW, cu siguranță o să vedeți mai multe plusuri la mașina asta, dacă sunteți fani marcă Mercedes, o să găsiți mai multe plusuri la Mercedes. Ca preț, ambele mașini cred că se învârt în jurul aceleiași sume, dacă S-Class-ul este și el din 2022-2023. Nu cred că este mare diferență la prețul de nouă, un 740 diesel cu un S-Class diesel, de exemplu, cred că zic, sunt pe acolo, probabil Mercedes-ul s-ar putea să fie un pic mai scump, da, de nouă. I7-le este spre 200.000 de euro modelul care mergem noi acum, pentru că o electrică de obicei este mai scumpă oricum decât este o mașină cu motor termic, așa că dacă vă place oarecum să îmbinați sportivitatea cu eleganța și o mașină impunătoare, acest i7 cu siguranță, acest BMW seria 7/i7 este o alegere perfectă, dar dacă vreți să luați o mașină care să vă ducă mai odihniți la drum lung, să vă ofere eleganță într-un stil mai subtil și nu țineți neapărat să vă dați pe serpentine cu ea, atunci S-Class-ul este, din punctul meu de vedere, the way to go. Ce-mi place sunetul ăsta. Da.